Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Detalii savuroase în dosarul mită în fotbal. Care mită în fotbal, domnule? Una dintre ele, aia pe care i-au prins. E vorba de dosarul mitelor promise și sau plătite de unii reprezentanți ai echipei UTA Arad. Deci, în instanță deocamdată nu s-a demonstrat, urmează să judecă. Nu știu, deci dosar plătit către ăsta, mită către arbitri sau către alte echipe. Scopul era ca prin aranjarea unor rezultate favorabile UTA Arad să promoveze din Liga 2 în Liga 1. Acum mai mulți ani. Exact cum a pătimit Nea Gigi. Săracul de el. Pe vremuri. Da. Valiza 1, ăsta e valiza 2. Da. Chestia e că dorințele astea, ele s-au lovit de realitatea din teren. Adică geaba poftești, geaba dorești, când asta e realitatea, nema putirința. Degeaba dădeau ei banii, că nu s-a putut aplica, că nu era calitate. Înțelegi? Echipele șpăguite n-au reușit să și aranjeze rezultatele dorite și nici arbitru. Deci lipsește profesionalismul din fotbalul românesc la toate nivelurile și pe toate palierele, inclusiv la prestarea de servicii pe șpagă. Nu merge. Da, da, aici să... Mie mi se pare că acest cuvânt șpagă este foarte prost înțeles la noi. Adică are prea multe sensuri. Știi ce zic? Păi asta e nația. Adică că una e să îți dau bani ca să nu faci ceva și alta e să-ți dau bani ca să te încurajezi să faci ceva. Adică nu știu, ar trebui să fie cuvinte diferite, știi asta ce spun? Asta a fost și apărarea lui Nea Gigi. Adică ăștia n-au dat bani adversarelor lor să se dea la o parte. Asta mi s-ar fi părut a fi încadrată corect la termenul peorativ și pagă. Ei au dat bani adversarelor contracandidatei ca să joace corect împotriva contracandidatei. Tot mită se cheamă când plătești bani încercând să influențezi. Eu știu, dar asta zic, e prea larg cadrul. Nu, nu este deloc clar. Că așa este definiția legală, nu dai bani ca să încerci să influențezi într-un sens sau altul rezultatul unei acțiuni. Nu contează dacă în sens crescător sau descrescător. Practic, actul de a influența printr-o plată necontractuală este ilegal, infracțional. Este infracțiune. Inclusiv plata către arbitru. Adică... Acolo e altă discuție. Luca îl simte mai bine practic. Pe Nea Gigi, în cazul ăsta. Da, deci revenind. Dacia Unirea Brăila ar fi trebuit să încaseze 80 de... Problema e așa, că e caragiale total. Pentru că ei ar fi vrut să dea banii ca, știi, să se joace, să se facă, să-i cointereseze. Dar aia n-au putut, săraci. Adică nici atâta nu s-a putut. Deci, Dacia Unirea Brăila ar fi trebuit să încaseze 80.000 de lei. Meciuri de mici. Dacă învingea în meciul cu Sepsi Sfântul Gheorghe, sau 40.000 la egalitate, doar că Dacia Unirea Brăila a mâncat bătăiță, așa că banii n-au mai fost plătiți. Deci aveau, păi frate, 26 din 3. Practic. Era 1x. Da. La 1 luați 80.000, la x 40.000. Ei au făcut 2. Asta e. Ați greșit echipa. Da. Șpăguitorii mei. Trebuia să vorbești cu ceilalți. Adică de ce n-au vorbit cu olilanții? Că ăia păreau să aibă prima șansă, cumva. Păi erau contracandidații. Lasă că promovare. Pentru prețul corect... Da, ar fi costat mai mult, probabil. Da. Precauțiile luate de mituitori și mitui sunt o comedie în sine. Procurorii DNA, care interceptau conformirile, au explicat în rechizitoriu că șpăguitorul folosea ceva ca să-și distorsioneze vocea. Iar părțile vorbeau, Sankey, despre tranzacții imobiliare, ca să abată atenția eventualilor anchetatori. Adică, hai să vezi cum îi păcălim. Dar probabil că își păstrau numerele de telefon care erau supravegheate de mult. Cum a fost cazul cu Sorin Ovidiu Bântu și cum îl chema pe fostul director al FNI pe care l-au arestat în Indonezia și l-au extradat. Nu mai știe nimeni cum îl cheamă, dar știe toată lumea despre cine vorbește. Eu n-am memoria numelor, dar mă rog, sunt o mulțime de oameni care știu. Vântu-i trimitea banii ăstuia acolo și periodic își schimba numerele de telefon ca să nu fie urmărit. Și de dea SMS de pe vechiul număr cu, știi, de SMS, număr. Vezi că trec pe numărul ăsta ca să nu fiu urmărit, înțelegi? Așa a fost, era mare, tare de tot a fost. Adevărul e că ce ani am avut, domnule, ce de rechizitorii de-astea, nici nu mai aveai nevoie să citești romane, aveai rechizitorii DNA și uite că revin acum, Doamne ajută, mă rog. Deci, persoana cu distorsionarea îl sună pe ăla de la Dacia Unirea și spune că vrea să cumpere fie un apartament mobilat în Brăila, mă înțelegi, cu 80.000 de lei, fie unul nemobilat, cu 40.000, m-ai înțeles? Adică apartamentul mobilat era Victoria, iar cel nemobilat era remiza. Ce? Până la urmă l-a luat la roșu. Da. Nu te-ai fi așteptat să zică că
vrea să cumpere fie un apartament cu 3 camere. Asta e exact. Fie o garsonieră. Nu, că o garsonieră e un punct sau te ai... Eu mă gândeam la goluri acum. La 3 camere să bateți cu 3 goluri diferite. Nu, la 3 camere sunt 3 puncte, victorie. Da. Garsoniera e un punct, mamă, egal. Ce înseamnă? Dar pe aia a dus mintea mai departe decât pe mine, că de-aia n-am reușit să mă fac infractor. Cred că am mai făcut. Înțelegi? Se prindeau mai ușor aia cu 3 camere și garsoniera. Da. Așa mobilat nemobilat induce urmăritorul în eroare. Auzi? Cred că ai un loc în cluburile de fotbal din România. Da, e mai aproape de fenomen. Oricum a fost țeapă imobiliară până la capăt, că Dacia Unire a pierdut cu 3-0. Săraci. Deci n-au pus să cumpere nimic, au rămas fără ca la Radio Revan. În alt caz, cei de la UTA Arad au promis 70.000 de lei jucătorilor echipei de fotbal Foresta. Au mai scăzut tariful. Da. Dacă aceștia puteau să câștige un meci tot cu Sepsi Sfântul Gheorghe, bă, aveau ceva. Deci ăștia Sepsi erau, îi urmăreau. Deci erau contracandidații la promovare. Da, să le facă ceva la ăștia la Sepsi. Dădeau bani. Bă, băteți-vă pe ăștia dacă puteți. Au zis, și l-au vorbit cei de la Foresta și le-au spus, nu vom fi prezenți la meci a doua zi ca să nu fim recunoscuți. Mă înțelegi? Deci își distorsionau vocea, nu veneau la meci, îi stăteau departe ca nu care cumva să bată la ochi. Vedeți că nu venim, dar dacă iese bine vă trimitem banii. Da, echipa din Suceava a pierdut cu 2-4, deci banii n-au mai fost plătiți. Băi, e greu să găsești niște meseriași corecți în ziua de azi. Au tot încercat, n-au reușit deloc. Bun, și la același meci au mituit și arbitru cu 13.500 de lei. Și au văzut că n-a fost să fie la Brăila, da. La Suceava au zis, bă, haide că... Dăm și la arbitru. Dacă după ce căs ăștia prăpădiți și nu pot să facă față. Dăm și teren, la arbitru. Poate îi ajută arbitru. Și au dat la miezul nopții, conspirativ, la 16 minute după miezul nopții, în camera de hotel unde era cazat arbitru, s-au dus și i-au dat banii. Arbitrul urmea să-i avantajeze pe aia de la Foresta. E, uite, vezi, asta e grav. Da. Foresta a pierdut meciul către în propriu, așa că cei de la Arad s-au dus și i-au cerut banii înapoi. Au zis, arbitrului. Arbitrului, da. Te-am plătit să faci o treabă, n-ai făcut-o, vrem banii înapoi. Drept pentru care s-au întâlnit cu arbitru în parcarea unui hipermarket a doua zi la ora 15. Deci arbitru a luat banii la miezul nopții și a doua zi la prânz i-a dat înapoi. A fost ca un împrumut rapid. Un credit. Rapid. Deci asta este situația cu acest dosar. O să vedem ce urmează. Până la urmă, deci UTA Arad a promovat sau... UTA a promovat ulterior. Asta sunt din 2017. Deci au trebuit chiar să muncească. Acum UTA e în Liga 1 și se așteaptă deznodământul acestui proces, că există varianta să fie exclusă din Liga 1 dacă pierde procesul UTA și să... Sunt niște, cel puțin un acord de recunoaștere a vinovăției în dosar, deci s-ar putea să meargă destul de repede din punctul ăsta de vedere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.